Bine te-am găsit! Sunt Raluca Șahter și azi voi vorbi despre rolul atât de important pe care îl are glutationul pentru sănătate, longevitate, dar și ca protecție anti-COVID. Glutationul este master antioxidantul din organism, care se regăsește în fiecare celulă și are abilitatea de a maximiza performanța tuturor celorlalți antioxidanți. Glutationul modulează răspunsul sistemului imunitar, în esență determinându-l să funcționeze la întregul potențial și omorând celulele T-citotoxice. Glutationul este deosebit de important în procesele de detoxifiere, în special a metalelor grele și chimicalelor diverse, și poate repara alterarea produsă la nivel de ADN. Există o corelație între modul în care virusul COVID afectează în principal persoanele în vârstă, care pot dezvolta pneumonie și în cazuri severe pot muri. Scăderea nivelului de glutation se află în legătură directă cu apariția pneumoniei și a inflamației pulmonare. Toate sistemele biologice din corp sunt afectate de capacitățile protectoare, puternice și reglatoare ale glutationului. Cu toate acestea, glutationul scade cu vârsta cu aproape 1% în fiecare an, afectând astfel longevitatea, dar și protecția organismului. Toate organele conțin antioxidanți celulari, cum este glutationul, pentru a proteja organismul de radicali liberi și toxicitate. Glutationul este critic în detoxifierea carcinogenilor, cum ar fi benzen, care se regăsește în gazele de eșapament, metale grele, cum ar fi mercurul, cadmiul și plumbul, care se regăsesc acum pretutindeni în societatea industrializată, și chimicale, cum ar fi bisfenol A, din plasticuri. Când există expunere la un nivel ridicat de chimicale din mediu, nevoia de glutation a organismului va crește. Când va exista o cantitate suficientă de glutation în organism pentru a face față avalanșei de poluanți, organismul nu va iniția reacții inflamatorii. Dar când rezervele de glutation vor scădea, se va declanșa un proces inflamator destructiv. În cazul prezenței unor mutații genetice specifice, dar destul de comune, cum ar fi CBS sau MTHFR, abilitatea formării de reacții enzimatice normale va fi limitată, iar sinteza și utilizarea glutationului va fi compromisă. Cu sau fără mutații genetice, dacă ești deficient în nutrienții necesari pentru sinteza glutationului sau reacțiile de metilare, producerea glutationului va fi mult scăzută. Care sunt, deci, cauzele unui nivel scăzut de glutation? Rezervele se pot diminua în momentul în care există stres cronic, afecțiuni cronice și multe alte dezechilibre biochimice și metabolice care sunt prezente într-un număr ridicat la populație. Viața modernă ne bombardează cu stresori, printre care dezechilibre nivelul insulinei, apoi dietele ridicate în zaharuri, dezechilibrul sistemului imunitar, toxicitatea cu metale grele și alte chimicale, infecții gastrointestinale, dezechilibre hormonale, somn insuficient și nu în ultimul rând un stil de viață haotic și agitat. Cum poți menține un nivel normal de glutation? Anumite alimente, precum carnea și lactatele crude de la animale crescute pe pășune, în mod tradițional, peștele, ouăle, murele, sparanghelul și alte legume verzi, contribuie la producția glutationului. Este necesar a suplimenta cu precursorii glutationului pentru a ajuta organismul să producă propriul glutation atunci când e necesar. Câțiva dintre acești cofactori importanți și nutrienți sinergetici pe care îi găsiți în mare parte la firma Zenith sunt N-acetilcisteină, P5P, vitamina B6 activă, glutamina, seleniul, folatul, vitamina C și B12. Plante care pot fi folosite în combinație cu cele de mai sus și care contribuie la producerea de glutation sunt turmeric, ceai verde, ashwagandha, cordyceps, armurariu și bacopa monieri. Așadar, evitarea expunerii excesive la poluanți de mediu, suplimentarea cu nutrienți vitali pentru producerea glutationului și o alimentație corectă sunt esențiale pentru menținerea rezervelor necesare de glutation. Sper că aceste informații îți vor fi de folos. Sănătate și pe curând!